dacă noi înșine nu ne îngrijim de valorile noastre, cum putem pretinde ca cineva să ne aprecieze? Muzica triumfă întotdeauna. Rămâne cu tine. Te face mai puternic. Roxanne primește din nou provocarea Eurovision. Concursul așteptat de milioane de oameni se întoarce. Eurovision 2021 Rotterdam la Televiziunea Română. Știri, multe știri, din surse mai mult sau mai puțin credibile. Într-o pandemie de fake news, cine mai stă să dezinfecteze informațiile? Noi le adunăm toată săptămâna, dăm jos de pe ele orice urmă de vopsea, le analizăm la rece, îți spunem ce scrie și printre rânduri, simplu, cum nu ți le-a mai explicat nimeni. Aprindem toate luminile ca nicio umbră să nu cadă peste adevăr. Sunt Svetlana Gore și vă invit să facem împreună retrospectiva acestei săptămâni. Copilul tău e curios? Auzi mereu numai de ce, de ce, de ce? Poți să te liniștești. Luni, răspuns la orice întrebare are. Cu Grig cel vesel ne distrăm, iar cu Ioana experimentăm. Împreună învățăm și ne jucăm. Sâmbătă dimineață te trezești cu noi. La 1, 2, 3 și afli tot ce vrei. Dacă nu acum, atunci cine? La Televiziunea Națională aveți drum deschis spre imaginație, spre cum poate fi, spre ce v-ați visat să vedeți. Primăvara asta să vă meargă la inimă. Bună seara, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Punctul pe azi. La data de 15 aprilie, Curtea Constituțională va examina sesizarea șefului statului privind constatarea circumstanțelor dizolvării Parlamentului. Chiar dacă judecătorii curții vor decide că există temei pentru a dizolva Parlamentul, acesta nu poate fi dizolvat pe perioada stării de urgență, care a fost instituită până la data de 30 mai. Analizăm tot tabloul politic împreună cu invitatul meu de astăzi. Este vorba despre președintele interimar al Partidului Acțiune și Solidaritate, domnul Igor Grosu. Bună seara, bun găsit! Bună seara, bine v-am găsit, mersi pentru invitație. Domnule Grosu, întrucât sunteți la Televiziunea Română, o să începem cu vizita dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră la București. Ați avut întrevederi cu premierul României Florin Câțu, cu președintele Camerei Deputaților, domnul Orban. Care a fost mesajul demnitarilor de la București pentru clasa politică de la Chișinău și pentru toți cetățenii? O să încep prin a spune că noi am avut mesaje, de fapt, de dus la București, pentru că am considerat important și pentru clasa politică, decidenții politici din România, dar și pentru mass media, pentru că am avut mai multe interviuri cu presă bună, să aducem mesajul, să explicăm ce se întâmplă la Chișinău și Bucureștiu, să înțeleagă procesele și momentul în care se află Republica Moldova. Am explicat necesitatea alegerilor anticipate. Am mulțumit, în primul rând, pentru ajutorul oferit de România, primii care au sărit în ajutorul nostru, în gestionarea pandemiei, cu lotul de doze de vaccin, cu materialele pentru medici, așa mai departe, echipamente. Am explicat de ce este nevoie de alegeri anticipate, că și partenerii externi, inclusiv România,
are nevoie de o guvernare, de un guvern predictibil, corect, de un parlament cu care să poți interacționa, pentru că cât de bun guvernul ai avea, nu ți-ai dori, totul depinde de majoritatea parlamentară sau de calitatea deputaților pe care îi ai în parlament. Am primit asigurări că vom fi ajutați în continuare și cu doze de vaccin și din punct de vedere logistic mai multe centre de vaccinare vor fi deschise, vor fi instituite pe perimetrul hotarului, astfel ca cetățenii Republicii Moldova cu cetățenii română să poată merge, cei care doresc, bineînțeles, să poată merge pentru a primi vaccinul. Am discutat și despre proiecte de infrastructură, am discutat odată ce nu prea, adică nu, București nu are un interlocutor clar la nivel de executiv aici la Chișinău, am zis că să încercăm să fortificăm colaborarea la nivel de administrație publică locală, de primării. Și un alt subiect important a fost procesul acel care îl numim noi de înfrățire între primăriile din Republica Moldova și primăriile din România. Deci au fost mai multe subiecte. Vizita a fost bună, așa, scurtă, dar consistentă. Da, nu există deocamdată claritate în privința celei de-a treia tranșe de vaccinuri, pentru că Ministerul Sănătății a anunțat deja că stocuri nu mai avem de vaccinuri și că cetățenii au început deja să fie vaccinați cu vaccinurile destinate pentru rapel și este o practică destul de periculoasă, pentru că în eventualitatea în care vor exista probleme ca vaccinul să ajungă în Republica Moldova, cetățenii riscă fie să nu fie vaccinați cu a doua doză, fie să fie vaccinați întârziat. În discuția cu domnul prim-ministru Câțu am primit asigurări că foarte curând vaccinul va ajunge în Republica Moldova, astfel încât acest proces să nu fie periclitat, oamenii să poată primi rapelul și așa mai departe. Deci fac tot ce pot. Am avut discuții dincolo de acea donație generoasă, de cât ar mai fi nevoie, cum decurge procesul de achiziții și așa mai departe. Deci, colegii, de ceea ce am înțeles eu, colegii din România sunt foarte atenți la ceea ce se întâmplă aici, monitorizează și ne vor ajuta, vor fi alături de noi, așa cum a fost până acum. Dar apropo de această stare de urgență, domnul Grosu, instituită de coaliția PSR Meșor până la data de 30 mai, dincolo de aspectele politice ale acestei stări de urgență, din punctul dumneavoastră de vedere, care este logica instituirii ei? Pentru că dacă, de exemplu, Curtea Constituțională va decide pe 15 aprilie că există circumstanțe de a dizolva Parlamentul, acesta oricum va fi dizolvat după 30 mai, după expirarea stării de urgență. Care e logica acestei tergiversări? Haideți să începem cu logica pandemică, mai bine zis. Da, da, ar fi fost o logică în gestionarea pandemiei dacă guvernul venea cu o listă de acțiuni pe care ni le explica și ni le prezenta tuturor nouă din Parlament. Domnule, avem nevoie de starea de urgență pentru a aplica, iată, această listă de acțiuni. Și aici criticile în adresa lor nu rezistă, adică ei nu rezistă cu argumentele, pentru că eu personal am întrebat, zic, noi suntem la un an de pandemie. Nu poți să vii și să spui, domnule, nu știu cum să gestionez, ce să fac, e prima dată când interacționăm cu așa ceva. Deci, a priori trebuia să veniți cu o listă, să spuneți interdicție acolo, limitări acolo, dincolo, un regim de circulație așa și așa mai departe. Altă parte a listei, trebuie să compensăm cumva oamenilor financiar faptul că își pierd niște venituri. Și trebuie să facem niște modificări acolo, acolo și acolo. Deci, și lucrurile au fost clare. Sau, în lipsa acestor acțiuni, acestei lipse de acțiuni, totul se developează și este clar că majoritatea parlamentară PSR Meșor disperată amână, da, încearcă să amâne cât mai mult incidența alegerilor anticipate. Acum, dumneavoastră corect ați spus, chiar dacă ei au votat, da, ei nu scapă de anticipate. Nu, eu mă întrebam, poate există posibilitatea prelungirii acestei stări de urgență sub pretextul că situația epidemiologică sunt și alte instrumente, dar pentru că noi am auzit azi că un coleg din Parlament a anunțat că va merge la Curtea Constituțională să prezinte argumentele, că nu e consistent această și justificată pe două luni de zile. Poți să vii cu solicitarea pentru două, trei săptămâni și e logic. Vrei să rupi acel lanț, da, de diseminare a virusului și să lași un pic sistemul de sănătate să aibă un respiro.
Dar nu s-a dorit lucrul ăsta. Eu sunt sigur că noi vom găsi instrumente juridice pentru a face inevitabil, în cazul în care Curtea Constituțională pe 15, da, va lua o decizie în favoarea dizolvării, să acționăm astfel încât să fie dizolvat Parlamentul și să fie stabilită data alegerilor anticipate. Pentru că și aici, duminică, în adresa, ca o replică în adresa celor care spun că nu e posibil de făcut alegeri. E posibil. E posibil. În primul rând, trebuie să aducem cât mai mult vaccin, să nu fie speculații că vaccinul ăsta e bun, că ăsta e prost și așa mai departe, să bagi frica în oameni. Nu trebuie să facem lucrul ăsta. Trebuie să încurajăm să vaccineze. Și doi, exemple din Bulgaria, din alte țări, ne arată că e posibil. Dacă suntem bine pregătiți, organizați, respectăm niște reguli, să facem și organizăm alegeri anticipate sau la termen. Da, revenim la subiectul alegerilor, dar acum vreau să mai discutăm despre starea de urgență. Ați menționat că domnul Țicu a depus la Curtea Constituțională o sesizare prin care cere declararea neconstituționalității acestei stări de urgență și dumnealui invoca motive, argumente de procedură, precum că potrivit legii trebuie să vină starea de urgență să se instituie de Parlament la solicitarea Guvernului sau a șefului statului, dar în cazul nostru starea de urgență a fost solicitată de către 3 deputați PSRM. Întrebarea mea este de ce nu a venit președintele țării în Parlament să ceară solicitarea stării de urgență în condițiile în care guvernul este interimar și clar că nu are această atribuție. Eu zic că e mai bine să o întrebați doamna președintă. Poate discutați cu dumneavoastră. E bine să o întrebați pe dumneavoastră, să nu fiu eu cel care sunt purtător de cuvânt. În cazul executivului, chiar și în demisie, ce este important? Chiar și atunci când am fost la ședința pe data de 13, penultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate, s-a făcut solicitare către Ministerul Sănătății, către alte agenții. Veniți, vă rog, cu date concrete, cu factologii, cât e de serioasă problema, ce acțiuni trebuie să întreprindem, pentru că decidenții politici trebuie să ia decizii în baza unor evidențe, nu cineva, băi, parcă nu-i mare problema, hai să mai amânăm. Și atunci nu s-a dorit lucrul ăsta, da? Nu s-a dorit. Deși decizia a fost cu recomandarea de 2-3 săptămâni pentru a rupe lanțul ăsta și a da voie sistemului de sănătate să-și treagă un pic de sufletul. Deci nu s-a dorit lucrul ăsta, după care a urmat a doua ședință a Consiliului de Securitate, în care noi am stat 5 ore acolo și a fost și prim-ministru, și speakerul Parlamentului, și miniștri din guvern. Nimeni n-a suflat o vorbă, ca peste jumătate de oră după ce noi plecăm de acolo să vină cu această inițiativă. Deci lucrurile n-au fost bine intenționate. Dacă venea guvernul în aceeași ședință a Consiliului Suprem de Securitate și spunea ultimele date arată sau validează ceea ce am discutat la penultima ședință, probabil era spațiu pentru discuții și în cadrul CSS-ului să se recomande. Probabil doamna președintă avea să aibă mai mult suport din partea executivului, că acolo sunt cei care trebuie să vină cu aceste recomandări. Nu poate președinția să substituie un executiv. Nu este corect. În concluzie, felul cum a fost instituită, cum s-a venit, de notă faptul că s-a dorit altceva. Amânarea alegerilor. Asta e simplu. Am înțeles. Spuneam, domnule Grosu, că la 15 aprilie urmează Curtea Constituțională să decidă dacă există circumstanțe sau nu. Din punctul dumneavoastră de vedere, dacă ar fi să anticipați decizia curții, care ar fi aceasta, dacă ați discutat cu juriștii partidului, vă întreb, pentru că există alte două sesizări la curte, din partea PSRM și din partea partidului Șor, care spun că Parlamentul nu poate fi dizolvat atât timp cât el este funcțional, atât timp cât există o majoritate care aprobă legi, care are și un candidat la funcția de prim-ministru. Dacă ați putea să anticipați cumva decizia curții? Eu nu pot să o anticipez, pentru că în alta curte decide analizând argumentele părților. Acum, acei doi care ați menționat, acei măcar nici sesizări n-au depus. Sunt un fel de, nu știu cum să le zic eu, scrisori trimise cu opiniile lor, dar nu sesizări, nici măcar sesizări nu sunt. Noi considerăm că sunt întrunite condițiile constituționale. Dar ar putea fi invocat, iată, motivul că Parlamentul e funcțional și nu poți să sancționezi un Parlament atât timp cât el activează. Știți, Parlamentul ăsta o să lucreze și noaptea. Da, o să-și cu lumina stânsă o să lucreze, ăștia 60 sau cât sunt ei, 54 acolo, numai să nu-și piardă fotolele.
Da, și eu să inventez legi, tot felul de... iată, spre în săptămâna asta, da? Ieri nu eram în țară, dar primesc mesaj, stimați deputați, că noi tradițional avem ședința biroului miercuri. Da. Ședința de miercuri a biroului permanent nu va avea loc. Alt mesaj. Nici ședința Parlamentului nu va avea loc. Da, s-a anunțat public că nu vor fi ședințe în această săptămână. Nu vor fi. Astăzi primim alt mesaj. Stimați colegi, mâine va avea loc ședința biroului permanent și vineri va avea loc ședința Parlamentului. Deci câtă predictibilitate, câtă... Deci mai mult haos și vedeți și dumneavoastră după agenda care o au, agenda parlamentară. Da, eu o să inventeze ce doriți. O să modific o listă, o literă, o virgulă. Mai au unii probleme cu CNA-ul și așa mai departe, cu ANI-ul, pardon. Dar o să-și inventeze motive 1100, numai să nu... Nu mai să fugă de legile anticipate. Domnule Grosu, în eventualitatea în care se va decide dizolvarea Parlamentului, din punctul dumneavoastră de vedere, când ar trebui organizate alegerile în condițiile pandemiei și cum vă imaginați o campanie electorală, iată, în aceste condiții? Deci, eu am ascultat și ce au spus și medicii, deci, și experții de la Organizația Mondială a Sănătății, care ne spun că vara, în perioada caldă a anului, valul de infectări va descrește, pentru că cumva e legat și de condițiile climaterice, lumea mai puțin stă în spații închise și așa mai departe. Și respectiv noi vom avea posibilitatea să aducem cât mai mult vaccin și să vaccinăm oameni. Deci noi optăm, așa cum am spus, pentru perioada caldă a anului, pentru vară. Când va fi anume, că va fi iunie, iulie, august, se va vedea. Nu pot să vă spun că n-am un răspuns acum. Asta e un considerent care ține de aspectul legat de gestionarea pandemiei. Există alt aspect care ține de accederea noastră sau accesarea din partea Republicii Moldova a viitorului guvern, a resurselor financiare de la partenerii de dezvoltare care sunt foarte vital importante pentru Republica Moldova. Și aici se bat în cap două abordări. Abordarea noastră, care spunem că trebuie deja în septembrie o să fie o serie de acțiuni, de ședințe, de evenimente la care se iau decizii, la Fondul Monetar Internațional, la Banca Mondială, la Comisia Europeană, pentru ca noi, Republica Moldova, să nu ratăm banii pe care noi putem să-i aducem. Până atunci ar trebui să avem deja un guvern. Exact. Până atunci noi trebuie să avem un guvern. De-aia și spunem că cumva e bine că coincide perioada recomandările medicilor, specialiștilor, cu perioada caldă a anului și orarul ăsta, agenda asta care e legată de partenerii noștri de dezvoltare. Pentru că noi ce facem acum? Noi ne împrumutăm de la băncile comerciale, la dobânzi mari, pe care o să trebuiască, dacă nu imediat, ulterior să le plătim. Acum, altă abordare pe care vine pe SRM, să se bage în rezervele băncii naționale. Da? Ei cumva au recunosc că toate deciziile care le-au luat ei populiste au făcut și mai problematică accesarea resurselor financiare și legea cu miliardul care n-a rezolvat problema și cu vârsta de pensionare și cu alte, și cu gradele militare în poliție și așa mai departe, care n-au făcut decât să facă și mai dificil accesarea resurselor. Și atunci, ideea năstrușnică, cum spun, se spune la români, să mai dea un tun, să mai scoată un miliard de euro, de dolari. Bun, scopul este nobil, îi spun, pentru ca să fie ajutați cetățenii și mediul de afaceri care este afectat de criză. Sigur, eu să spun că cel mai nobil, și o să juri dacă doriți, și în fața camerelor de luat vedere. Dar asta, deci noi nu putem avea încredere în Igor Dodon și guvernul lui, că banii ăștia nu vor fi irosiți, noi nu putem avea încredere. Ține minte cum s-au comportat iarna, decembrie trecut, cum au dezertat aproape jumătate de guvern. Și doi, asta va duce, așa cum spune și Banca Națională și experții în domeniu, va duce la inflație. Când crește inflația, cresc prețurile. Cresc prețurile, sărăcesc oamenii. Sărăcesc oamenii, asta e o tensiune socială extraordinară. Deci, în loc să aducem mai repede resurse ieftine financiare, și aici că vorbeam de România, a trebuit să cer și scuze și să prezint și explicații de ce cele 67-68 de milioane de
euro. Au fost tratate. Au fost tratate, pentru că nu s-a dorit, deliberat, nu semnăm, domnule, protocolul cel așa și gata. Că de ce ne cer să facem reforma justiției, libertatea presii și alte lucruri? Lucruri normale, care le avem în raport și cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri de dezvoltare. Deci aici e diferența. Deci noi vrem să avem o guvernare predictibilă, să putem aduce resurse ieftine, de care și nu trebuie să ne rușinăm acum, sau să careva să gândesc că cumva ne expunem sau afectează amorul propriu. Nu, noi suntem în situație de criză și trebuie să aducem ajutor pentru oameni. Și versus, iată, abordarea asta. Cât mai rău, ne băgăm în banii băncii naționale, care are niște repercusiuni imprevizibile. Imprevizibile pentru economie, pentru sistemul financiar. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, în septembrie deja trebuie să existe un guvern investit. În urma alegerilor anticipate. Funcțional. Bun, de unde bani pentru alegeri anticipate? Pentru că în bugetul de stat nu au fost stabilite fonduri pentru acest exercițiu, iar Comisia Electorală Centrală spune că ar fi vorba cam de 120 de milioane, maxim, tot cu toate echipamentele ce sunt necesare pentru a preveni răspândirea virusului. Bani în buget sunt, chiar dacă nu este rubrică pusă acolo sau o linie de buget pentru alegeri anticipate parlamentare și așa mai departe în 2021, eu consider că bani pot fi identificați. Și vă dau exemplu. Nu o să ne lipsim, spre exemplu, de reparația de 50 ceva de milioane la fiscul, serviciu fiscal. Nu o să mai răbde fiscul un an de zile fără reparație. Nu o să cumpărăm de 15 milioane echipamente pentru Ministerul de Interne. Nu o să cumpărăm niște mașini așa, care nu ne trebuiesc acum pentru diferite consilii raionale și alte instituții. Deci, dacă ei, și apropo, exercițiul ăsta de care spun eu, trebuia să-l facă guvernul, luând bugetul, înainte de a veni și a solicita stare de urgență, da? Pentru că dacă venea cu o listă de acțiuni de compensatorii pentru Horeca, pentru patentari, pentru liberii profesioniști și așa mai departe, venea și spunea, domnule, noi am analizat bugetul prin prisma priorităților, așa, această investiție sau această noi prioritate rapidă, ne lipsim noi anul ăsta de nu știu câte... Deci optimizat cheltuielile. Exact. Te uiți fiecare minister. Așa, am pus aici că noi avem situații că nu valorificăm până la 2 miliarde pe an. Nu valorificăm la sfârșitul anului și trebuie să facem rectificarea bugetului și să constatăm că n-am fost capabil să-i folosim. Deci resurse putem identifica foarte ușor, numai să fie voință. Prin optimizări de cheltuieli. Prin să nu cheltuim ce nu-i... V-am dat două exemple, elementarul. Nouă ne arde de reparație acum la fisc. Cineva vrea lux în birou, o să muncească și așa cum muncește. Bun. Domnule Grosu, eu nu știu în ce măsură dumneavoastră credeți sondajelor. Totuși, ultimul sondaj care a fost dat publicității arată că în următorul parlament s-ar regăsi PAS, PSRM și Partid Ușor. Uh-huh. Asta înseamnă că următorul parlament nu va fi foarte diferit de actualul parlament, pentru că am putea avea exact aceeași coaliție PSRM-Ușor pe care o avem astăzi. Care este necesitatea alegerilor anticipate dacă structura parlamentului nu s-ar schimba foarte mult? Ei, sondajul ăsta care l-ați menționat dumneavoastră, dacă e cel care îl știu și eu... Da, mai multe sondaje ar arăta cam asta la, ar fi configurația parlamentului. E de la curte, da, e de la curte, să-i spunem așa, convențional. Acum, am mai spus-o și repet, sondajele reprezintă o fotografie la zi. Da? Și cei care arată bine acolo și se îmbată cumva cu rezultatele... Bun, domnul Grosu, eu cred rezultatele... că PAS-ul nu crede că va avea 51 de mandate în viitorul deci parlament. Eu le spun colegilor, nu ne îmbătăm cu cifrele frumoase, dar eu aș prefera să fie și mai un pic mai modeste pentru a-i motiva să lucreze mai bine în campanie. Iar cei care acum nu se văd poziționați foarte bine, eu le recomand să se mobilizeze, să-și reconsidere strategiile, liniile de comportament, de mesajele și să înceapă pregătirea, pentru că alegerile anticipate sunt inevitabile și răsturnări de situații, credeți-mă, noi și în alegerile precedente am avut așa răsturnări de situații și sondajele dădeau o tendință, am ajuns cu altă tendință. Politicienii care intră în zona de confort sau nu sunt atenți la ce vrea și ce așteaptă, oamenii sunt sancționați pentru cuvintele care le spun, pentru expresiile, pentru comportamentul. Deci, da, sondajul este o fotografie la zi, dar lucrurile pot evolua într-o direcție imprevizibilă și cei care nu... Și încă un lucru, sondajele care le-am mai văzut eu anterioare,
ne arată că există un apetit, o dorință, o așteptare pentru fețe noi în politică. Este așa ceva. Proiecte, fețe noi, am văzut așa măsurători. Cu aceste constatări, eu zic că lumea și foarte multe partide care s-ar poziționa diferit, ar schimba linia de comportament, au toate șansele să intre în Parlament. Da, PAS-ul rămâne consecvent și merge în alegeri singur, pe cont propriu. Da, la moment decizie de a merge singur. Vă întreb pentru că recent la noi în platou a fost domnul Năstase și dumnealui spunea că în condițiile în care suntem astăzi ar trebui consolidate forțele de dreapta, iată, dumneavoastră, domnul Năstase, eventual unioniștii, astfel încât în următorul Parlament să existe o majoritate pro-europeană și să nu existe riscul când, de exemplu, partidul dumneavoastră va sta în opoziție și ușor va face coaliție cu PSRM. Dacă luați în considerare eventualitatea unor coagulări a forțelor de dreapta, de centru-dreapta. Deci eu subscriu la ceea ce a spus dumnealui atunci când vorbim despre unioniști. Deci eu am spus-o și mai spun. Eu foarte mult îmi doresc ca partidele care se declară unioniste să aleagă o strategie corectă și cea mai optimală, da? Optimă, pentru a merge în campanie. Dacă o să meargă tot separat, da, pericolul este mare, probabilitatea să treacă pragul este mare. Dacă vor alege o strategie, o tactică, care noi am mai discutat-o, că noi suntem în contact permanent cu partidele unioniste, atunci șansele lor ar crește și noi sigur că o să ne ajutăm reciproc și în campanie și după campanie și noi o să avem, noi ne dorim ca acest segment din electorat să se regăsească, altfel vor ajunge să fie redistribuite. Repet, noi la moment avem decizia de a merge singuri, o să analizăm, o să discutăm, dar vă spun ce este pentru moment. Dar în următorul Parlament, în eventualitatea în care configurația politică va fi cea pe care o arată sondajele, dumneavoastră cu cine vă vedeți făcând alianțe? Eu totuși cred că o să ajungă acolo partidii pro-europene cu care noi o să putem face alianțe. Da, asta eu am convingerea și simt lucrul ăsta, discutând și cu colegii din alte partide. Deci dacă se va ajunge să se coalizeze, cel puțin să margă, hai, convențional vorbind, cu două vehicule mari, două vehicule în campanie, atunci șansele de a capitaliza voturile și pe dreapta, și pe centru sunt mai mari. Deci, posibilitatea unei coaliții dintre PAS și PSRM este exclusă. Noi am văzut. Ați calcat pe grebă. Noi am văzut și ei au acum o coaliție de suflet, înțeleg eu, de care nu se pot despărți ușor. Deci nu poate fi vorba despre un astfel de scenariu. Nu, lăsăm Igor Dodon, să vedeți, el se rupe acum în Parlament. El e gata să dea foc la țară, numai să ajungă în Parlament și să devină cumva și el un participant cu acte în regulă la procesul politic din țară. Bun. Domnule Grosu, vreau să discutăm un caz strigător la cer din punctul meu de vedere. Sâmbătă, judecătorul ucrainean Nicolae Ceauș a fost răpit ziua în amiaza mare din centrul Chișinăului. Bun, dumnealui, înțeleg că este certat cu legea în Ucraina, a fost prins cu mită cu $150,000. Totuși, oricare ar fi ilegalitățile pe care le-a comis, un asemenea tratament este descalificant într-un stat democratic. Apă la moara socialiștilor și a simpatizanților PSRM a dat faptul că președintele Zelenski a menționat în conferința cu doamna Sandu că a discutat acest caz. Deci planează suspiciuni că a existat o înțelegere între președintele Zelenski și doamna Sandu referitor la această răpire și la acest caz. Noastră, cum vedeți în general situația? Subscriu. Deci este inadmisibil. Este strigătura la cer că în 2021 noi să mai avem astfel de practici, indiferent calitatea persoanei care este supusă acestui tratament. Și eu m-am documentat despre omul ăsta, dar are acolo un palmares în țara lui. Și am văzut și niște investigații jurnalistice, cum a ajuns el aici la noi, ce a făcut. Da, cine? E o epopee întreagă. Eu nu invidiez așa mod de viață sau așa stare să trăiești permanent. Ceea ce spune Igor Dodon sunt niște minciuni, asta el poate să spună. El care are, să zic așa, antecedente și în cazul profesorilor turci și alte lucruri care le-a mai acoperit. Am înțeles că
Undeva am citisem azi că chiar o rudă sau fiul acestui judecător a fost în audiență sau a interacționat cu Igor Dodonă prin 2019. Bun, a pus poze din interior de la președinție. Da. Deci Igor Dodon acum pur și simplu a intrat în campanie electorală. Deci astfel de subiecte nu pot fi subiecte discuții. Este exclus. Numai în mintea lui Dodon poate să întâmple lucrul ăsta. Mai mult ca atât. Am înțeles, pe 28 aprilie urma să fie ultima decizie la Curtea Supremă de Justiție. Exact. Privind adică cererea de azil politic. Adică lucrurile cumva erau, această persoană cumva a parcurs toate treptele, a pierdut, da? Și rămăsese numai ultima instanță. Deci, în cazul în care nu îi se dădea dreptate și nu putea obține azil, partea ucraineană sau cine acolo, sau el, da, putea să întoarcă liber acasă sau putea să fie solicitată extradarea. Deci eu ce îmi doresc este ca organele noastre să analizeze foarte atent ce a fost asta, cum s-a întâmplat, începând de la faptul cum a ajuns el aici, cine l-a protejat, cine l-a, nu știu, păzit, nu l-a păzit, a avut el protecție, n-a avut el protecție. Dacă se adeverește faptul că a fost scos prin hotarul din nord, partea din nord, otaci, atunci întrebarea este ce s-a întâmplat în toate orile astea, din momentul în care au fost înregistrate imaginile cele video care toți le-am văzut și până la pretinsa traversarea hotarului. Ce s-a întâmplat? Nu știu, Maiu, poliția de frontier, cine acolo, încă instituțiile astea specializate, care au fost acțiunile. La mintea mea trebuie de închis hotarul. Pur și simplu închidem hotarul și spunem, până nu ne clarificăm unde este persoana, nimeni nu intră, nimeni nu iese. Deci asta trebuie să întâmple. În rest, Igor Dodon face campanie electorală. Face campanie electorală și cu miliardul scos din BNM și așa mai departe. Domnule președinte, dar în general, astfel de cazuri pot avea loc fără concursul sau fără înștiințarea unor factori de rang înalt din Republica Moldova? Nu are cum să fie cu aprobarea factorilor de rang înalt. Eu nu știu cum. Eu încerc să-mi imaginez. Voi cum să fi dat lucrul ăsta? Ar fi fost strigător la cer. Serviciul de informații și securitate nu cunoaște ce se întâmplă? Păi o să așteptăm și de la ei o explicație, să ne spună, să analizeze cum au apărut oamenii ăștia aici. Probabil au lăsat niște urme, da? Au intrat pe undeva, n-au căzut din pod. Deci toată informația asta trebuie acumulată și să vedem într-adevăr cap-coadă ce s-a întâmplat cu tot episodul ăsta. Cum a intrat, cum a ajuns el aici și cum am ajuns să vedem, iată, secvența asta foarte, foarte rușinoasă pentru noi. Asta după turci, după profesorii turci, să mai avem încă un episod de felul ăsta. Da. Astăzi împlinesc 12 ani deja de la evenimentele din 7 aprilie. Unde erați dumneavoastră la 7 aprilie și ce considerați că s-a întâmplat atunci? Eu mi-amintesc 7 aprilie. Eu n-am mai spus în spațiu public. Eram cu fetița mea pe gazonul. Nu, eram pe gazonul din fața Parlamentului. Iată, în momentele cele. Pentru că am rămas cumva și mamă și tată în ziua aceea acasă, dar a trebuit să ies în oraș și mi-am luat copilul cu mine și am văzut evenimentele, a trebuit urgent să-mi duc copilul acasă și să revin, pentru că activam pe atunci în cadrul unei organizații internaționale pentru apărarea drepturilor omului și a trebuit să fiu în epicentrul evenimentelor să urmăresc ce se întâmplă acolo. Acum privim înapoi fără o claritate ce s-a întâmplat, cine a instrumentat, cine a provocat. Sigur că este o rușine pentru instituțiile statului. Au rămas tinerii cu sechele, au rămas întrebări fără răspuns. Eu sper că odată și odată, cel puțin cei care au fost în prima linie, pentru că sunt imagini, nu poți să spui că domnule a fost cumva așa, într-un cadru în care nu au rămas imagini. Sunt imagini video. Au fost oameni care au luat decizii, au dat ordine. Sunt mărturii ale cetățenilor. Eu niciodată n-am să uit lacrimile mamilor care veneau la noi la organizații și ne povesteau tot calvarul prin care au trecut copiilor, rudilor, taților și așa mai departe. Deci este o pată și pe justiția din Republica Moldova și pe instituțiile statului Republica Moldova.
Bun. Vreau să discutăm, domnule Grosu, și o altă sesizare la Curtea Constituțională. Acum Curtea este foarte bombardată cu sesizări. Domnul, și este, de fapt, sunt două sesizări din partea platformei DAJ, din partea domnului Țicu, referitor la scoaterea în afara legii a partidului Șoară. Pe motiv că acest partid ar fi admis coruperea alegătorilor, ar avea unele ilegalități în finanțarea campaniei electorale, liderul partidului a fost condamnat de primă instanță în dosarul fraudei bancare și pe aceste motive se dorește scoaterea partidului în afara legii. Oricât ar părea de straniu, dar totuși principiul unui stat de drept este pluralismul politic. Dumneavoastră, cum vedeți această intenție de a scoate un partid în afara legii? Pentru că, din fericire, nu mai suntem într-o dictatură unde există un singur partid, sigur, și un singur conducător. Sigur. Și noi trebuie să avem o pluripartidism, ca oamenii să aibă opțiuni de a alege cei pe care îi consideră mai credibili și așa mai departe. Acum, în cazul concret, da, am auzit că există demersuri sau, da, demersuri la Curtea Constituțională. Foarte mult mi-aș dori ca să fie bine, bine argumentate aceste demersuri, pentru că dacă sunt pur și simplu doar niște doleanțe, da, o să fie complicat pentru în alta curte să pronunțe, pentru că trebuie să vii cu factologii, cu exemple și așa mai departe. Noi cu toții cunoaștem cum se comportă acest partid. Noi avem experiența, chiar și dacă nu greșesc eu, și în alegeri locale, dar și în alegerile parțiale din parlamentare, din circunscripția Hâncești, când reprezentanții acestui partid au fost scoși din competiția electorală, dar n-am avut cazuri cu scoaterea în afara legii. Deci, repet, partidul ăsta, da, noi vedem, folosește la greu metode de corupere a alegătorului, de manipulare, da, prin acea rețea, să nu-i fac acum reclamă. O altă rețea au mai încercat ei de medicamente să o instituie, slavă Domnului, n-a trecut, pentru că ajungeam să vindem medicamente ca bomboane pe couri și vai și amar de calitatea acelor medicamente. Deci eu foarte mult îmi doresc ca colegii să vină cu o listă de argumente, de muniții foarte bună atunci când vor merge la curte, pentru că repet, dincolo de... Și aici să nu uit. De fapt, ceea ce au făcut colegii este datoria organelor noastre. Că vorbim de procuratură, că vorbim de, nu știu, de fisc, de ANI, pentru a documenta cum se finanțează acest partid. Care sunt sursele de... Și cât de corect ei folosesc emblema partidului sau numele fondatorului atunci când își fac reclamă în raport cu consumatorii de bunuri, servicii din țară. Deci ar fi... Mi-aș dori ca anume aceste organizații, procuratura, fiscul, să vină cu CNA-ul, să vină cu aceste argumente și să spună, domnule, noi constatăm că ei procedează incorrect aici. Da? Și colegilor le doresc să aibă argumente foarte bune, foarte pertinente pentru a susține poziția. Bun, dar apropo de partid, când va avea loc congresul PAS pentru a alege noul președinte? După anticipate. Pentru că dumneavoastră sunteți în interimat. În interimat, dar eu, mă rog, îmi fac datoria așa cum pot mai bine. Dar pe canalele de Telegram, știți că ele sunt foarte populare acum, se vehiculează că există un conflict interior în partid, între dumneavoastră și domnul Popșoi, nu știți care să preluați... Să preluați și fie partidului. Nu să mă credeți, dar la noi e mai multe așa o competiție. Cine, cui să-i pasăm responsabilitatea? De ce? Pentru că, bine, nu e atât de... solicitant? Nu e atât de simplu, da. E foarte solicitant și e una când ești vicepreședinte și alta când ești pe sticlă, ești în prima linie, da. Și așteptările sunt mai mari și sunt... probleme care trebuie soluționate, să moderez sau să gestionez anumite polemici care apar pe politici și așa mai departe. În rest, eu vă recomand mai puțin să atrageți atenția la cei ce scriu pe canalele Telegram, dar mă rog, dacă ei
Scriu acolo. Că dumneavoastră vă doriți că o duceți în continuare partidul, nu renunțați la... Eu probabil o să candidez, slavă Domnului, la noi în partid votul e secret, da, o să fie mai mulți candidați, bineînțeles, și cel care va fi mai credibil, mai convingător, va fi ales. Dar, repet, contează liderul, contează în egală măsură echipa. Cine este echipa, cât de unită este, cât de așa puternică, bătăioasă și echipa este. Echipa este, o să vină timpul și o să alegem și liderul cu acte în regulă, cum s-ar spune. După alegeri deja. Deja după alegeri, nu mai... Bun, domnule președinte, vreau să vorbim despre mai multe proiecte care au fost votate în Parlament și unul din ele este cel ce vizează indexarea pensiilor cu 3,9%, dacă nu greșesc. 9 sau 8. Da, și s-au folosit cam 600 de milioane de lei. Recent, în platou, a fost fostul premier Chico, ați văzut că dumnealui s-a activizat foarte mult și spunea că această lege ar putea fi declarată neconstituțională, întrucât n-a existat avizul guvernului pe un proiect care prevedea cheltuieli financiare. PASUL a votat pentru această lege. De ce și cum se explică faptul că ar putea fi declarat neconstituțional pe încălcarea procedurii? Ar putea, dar eu vreau să-l întreb pe domnul Chicu sau pe alții care se gândesc cum să declare această decizie noastră, acest vot neconstituțional. Cu oamenii cum facem? Da, atunci când dânsul sau echipa a dat demisia și, bine, eu înțeleg să dai demisia și rămâi în executiv și îți duci crucea până la capăt, până vine nou executiv. Da? Dar când îi iei și pe jumate din urma ta, apropo că vorbim de ministerul care în grija căruia sunt pensionarii, Ministerul Educației, Muncii, Protecției Sociale și a Sănătății. Ministerul cel a fost descoperit total și secretarul de stat i-a luat. Și nu i-a trebuit, pentru că asta a fost o consecință a unei alte gafe comise de socialiști, care au zis, domnule, trebuie să legăm indexarea de nivelul inflației pe ultima perioadă, ultimul an. Ei, anul ăsta era 0,36. Iată, 0,36 inflația. Zic cam cât ar, 60 de bani la 100 de lei. Asta avea să fie compensarea. Deci a trebuit să luăm această decizie, da, recunosc, pe alocuri la limită, dar ne-am gândit la oameni. Noi trebuie să le oferim o compensare pentru în perioada asta complicată, când guvernul nu vine cu alte instrumente. Ideal ar fi fost, sigur, să mai fie alocat încă un pachet, cum îi spunem noi, de susținere, încă 1000 de lei pe perioada pandemiei, pe lunile astea de interdicții. Da? Ar fi fost o soluție poate mai inteligentă. Dar s-a insistat pe această cale. Noi am discutat la fracțiune, am discutat, am polemizat și într-un final am zis că, înțelegând și riscurile, dar prevalând interesul pentru oameni, am decis să votăm. În rest, doritorii de a contesta, sigur, să-i vedem. Dar există acoperire financiară pentru acest proiect? Există acoperire financiară și iarăși din aceleași optimizări care noi putem să nu cheltuim mulți bani pentru alte lucruri care nu sunt prioritare, plus au mai venit resurse, cel puțin jumătate din sumă pot fi acoperite din cele 15 milioane de euro care vin de la fondul de la Uniunea Europeană, iată 300 și ceva de milioane pot veni de acolo și diferența o putem identifica din alte categorii de buget. Bun. Un alt subiect controversat din ultima perioadă este cel al rezervelor de grâu. Am văzut că colegii dumneavoastră au depus o sesizare la Procuratura Generală pe acest caz. A existat și o decizie a Consiliului Suprem de Securitate privind interdicția de a exporta grâu din rezerve până la data de 15 mai. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine trage sforile, cine are de pierdut și cine are de câștigat din toată această situație? Eu cred că trag sforile cei care sunt la guvernare. Da, și sunt convins de lucrul ăsta. Da. A apărut ideea și nu a apărut ideea. Tradițional, noi împrospătăm rezervele. Da. Era vorba de o parte din rezerve care e roada 2016. Bine, o împrospătăm cu grâu mai proaspăt din 2020. Acum, noi înțelegem și cunoaștem cu toții că avem industria de panificații,
da, Morile, o spunem pe cea mai mare, Franzeluța și altele, avem sectorul zootehnic, care e o mare problemă acum pentru ei cu ce să hrănească animalele și așa mai departe. Și atunci am zis, este foarte potrivit ca grâul ăsta, nu chiar, nici nu trebuie să-l donăm gratis la aceste, la brutari. Ei sunt gata să-l ia împrumut și să întoarcă grâul ăsta înapoi peste o anumită perioadă. Deci, menținem industria, ținem prețul, e vorba de produs social, e produs care îl consumăm toți în fiecare zi, să nu admitem creșterea prețurilor. Ei, acum când am văzut toate, cum zic eu, tot itinerarul acestor decizii, s-a văzut foarte clar că este un interes. Deci, eu am calculat elementarul. La diferența de preț la prima vânzare, deci când agenția a vândut primului agent economic și agentul economic a vândut altui agent economic acele 16.855 de mii tone și a apărut o diferență de 12 milioane și ceva de lei. Da? Și greu a luat calea portului Giurgiulești. Și în aparență, primul agent economic a fost corect. A zis că eu îl iau, dar nu îl duc la export. Da? Da, eu scot acte în regulă. Și l-a vândut altuia care nu avea angajamentul ăsta să nu-l ducă la export. Deci și-a apărut această... Am avut discuții la Consiliul Suprem de Securitate. Ministrul de Interne a fost prezent acolo. Doamna președintă a Parlamentului a fost acolo. Și cel mai mult cine a supărat este că poliția, știind că noi suntem în discuții, și-a durat ședința, au făcut demonstrația de forță și au agresat colegii noștri, protestatarii la Giurgiulești. Întrebarea, pentru ce au făcut lucrul ăsta? Da? Înseamnă că sunt niște interese, înseamnă că cuiva, pentru cineva era important ca grâul ăsta să ajungă în port, pentru că un vas de transport se pornise de la Galați sau de la Constanța, dacă nu greșesc, se pornise deja spre Giurgiulești pentru a prelua grâul. Bine că s-a intervenit, bine că s-a făcut gălăgie, da? Cineva a dat înapoi, da? Cineva a dat înapoi și asta e foarte bine. Dar spuneți lucrurilor pe nume, despre cine exact este vorba? Este vorba despre domnul Vaja, da? Cel mai mare exportator de cereale din Republica Moldova, care înțeleg că vrea să facă afaceri, dar afacerile nu se fac în detrimentul cetățenilor Republicii Moldova. Este investitor foarte bine, respect legile, ține cont de situația în care ne aflăm noi. Nu suntem în cea mai bună condiție economică, da? Și orice, oricare, cum zic eu, scoatere, sifonare a rezervelor de grâu, inevitabil duce la scumpiri. Priviți ce s-a întâmplat cu prețul la ulei. Tot de acolo se pare că vine valul, așa, și contul sau îl plătește cetățeanul, prețul îl plătește cetățeanul. Deci eu consider că a fost corectă decizia, a fost o mică victorie, noi am oprit scoaterea, mai sunt 23-20 ceva de mii de tone, care la fel pot fi, urmează să fie împrospătate, dar noi insistăm ca acest grâu să rămână în țară. Trebuie în țară să-l dăm brutăriilor, să-l dăm altor agenți economici cu angajamentul de a-l întoarce înapoi, îl pune în rezervă până la, dacă nu știu, 1 octombrie 2021. Asta e regulă. Domnule Gros, s-au împlinit 100 de zile de la preluarea mandatului de către președintele Maia Sandu. Dumneavoastră, cum ați califica aceste 100 de zile de mandat ca ulterior să vin cu criticile din partea opoziției? Opoziția asta și face, numai critică. Deci Igor Dodon a dat foc la casă, a plecat și a retras jumătate de guvern și a zis că după mine măcar potopul. Doamna Sandu... Criticile la adresa doamnei președinte era că n-a consolidat societatea în toată această perioadă, că a încălcat Constituția și Curtea Constituției. Eu cred că societatea s-a simțit cel mai consolidat acum, cumva unită în jurul unui președinte, care e prezentabil, e frecventabil în cancelariile și la vecini. Ne-a scos din izolare, a fost primită cu respect și onoruri în cancelariile occidentale. A reușit să aducă primul vaccin. A soluționat o problemă pe care noi mulți nu o cunoaștem, de platforma COVAX. Noi urma din cei mai primi beneficiari să
ajungem pe la urmă, pe la coadă listei. Deci a făcut multe, multe lucruri în situația asta de urgență. Și credeți-mă, permanent este în contact și cu producători, și cu țările occidentale, care pot să ne ajute în această perioadă, cu partenerii de dezvoltare, pentru a le explica că, dincolo de acea moștenire a lui Plahotniuc Dodon, care o avem noi acum în Parlament, sunt cetățenii Republicii Moldova care trebuie ajutați. Ajutați în această situație complicată. A făcut lucruri bune, o să facă în continuare lucruri bune, în special după alegerile anticipate, când o să fie și un guvern potrivit și atunci, având o colaborare între executiv, legislativ, președinție, vom putea face lucruri mult mai frumoase. Dar, apropo de critici, tot aduse la adresa domniei sale, opoziția spune că s-a tergiversat extrem de mult acest proces de, iată, până să ajungem la dizolvarea Parlamentului, că trebuia cele două tentative de desemnare a unor candidați la funcția de prim-ministru să vină mult mai repede și astfel am fi câștigat mult mai mult timp. Și că dumneavoastră ar fi fost cea care a tergiversat tot procesul 3 luni și... A tergiversat partidele politice din Parlament, care la început toate spuneau că vor anticipate. Toate. Absolut. Toți. Nu era unul să nu spună că nu vrea anticipate, după care au schimbat macazul și s-au început jocurile în culise. Îi pot spune multe, dar rolul Parlamentului de a veni cu o soluție. Rolul Parlamentului de a veni cu o soluție. Eu țin minte prima rundă de consultări care pur și simplu toți au venit și au spus că noi vrem anticipate, faci ce vreți, sau spuneți dumneavoastră ce să facem. Da? Președintele... Cine a avut așa atitudine? Toți au avut. Unii au venit, 5 minute au avut de discutat la președinție și au zis că noi vrem anticipate și noi n-avem și nu avem treabă și așa mai departe. Că se putea mai repede, da, dacă erau toți sinceri în demersul lor și se convenea mai repede, da, poate acum aveam deja un nou guvern și erau lucrurile mai bine gestionate, mă refer la pandemie, nu veneau cu legile astea toxice care ne blochează asistența externă și așa mai departe. Sper să învețe și clasa politică din greșeli. Dar faptul că dumneavoastră a venit, iată, cu candidatura domnului Gavriliță și ulterior cu candidatura dumneavoastră, poate fi considerat drept o mimare a procesului? Dacă eu mergeam la guvern, da, eu le stricam tare la mulți actuali guvernanți planurile. Și ei știau. Nu, pentru că prima oară doamna Gavriliță a venit cu mesajul ca să nu fie votată și ulterior partidele politice au spus că și dumneavoastră cumva le sugerați că mai bine să nu fiți votat. Deci ei știau foarte bine că dacă ajung eu cu echipa mea, da, nu stau să mă gândesc foarte mult. Îi scoteam pe toți cei care se erau puși acolo căpuși în instituții, în ministerii, în care au boicotat până acum procesele, în instituțiile, întreprinderile de stat, ca să le sifoneze. Și ne puneam foarte repede pe treabă. Și ei știau lucrurile astea. De ce n-au stat în fața, în Parlament, în sala de ședință, să avem acea confruntare de 2, 3, 4 ore. Noi pentru asta eram pregătiți în dimineața ce. Ca într-un final să voteze sau să nu voteze. Acum, probabil unii nu aveau încredere în colegii lor că aveau să ridice mâna sau nu aveau să ridice mâna. Poate aici a fost calculul. Dar, repet, noi ne-am prezentat, am venit cu chiar și cu acțiuni, că am văzut, că ne-au criticat, că s-a dorit, era partea de acțiuni imediate prin gestionarea pandemiei și erau inclusiv niște restricții impuse acolo. Au făcut din asta tam-tam, că închidem țara și așa mai departe, ca după care să vină ei și să spună, o închidem pe două luni. Într-un fel o închidem, că ei nu au închis-o, ei mă fac figurații. Domnule Grosu, dar dacă revenim la acea perioadă, de ce n-ați venit cu un guvern format din exponenții mai multor partide? Poate în felul acesta ați fi avut mai degrabă susținere altor partide, gen Democrație sau Platforma, da? De ce PASO-ul a decis să-și creeze un guvern al său și să-și asume responsabilitate? Știți, situația în care noi ne aflăm acum și ne aflăm și atunci și acum, în acea situație contează foarte mult echipa. Exact. Cu tot respectul față de parteneri și așa mai departe. Deci era clar că era un guvern de sacrificiu, da? Și era până la prima mare supărare pe care noi avea să o cauzăm pentru majoritate. Da.
prima decizie nepopulară pe care noi avem să le tăiem niște fluxuri financiare și așa mai departe. Deci, de aceea trebuia să mergem cu cei care știu că vor ține rândurile, vor fi curajoși și vor merge până la capăt cu riscul de chiar de a-și pierde mandatul, pentru că ați văzut, erau, o bună parte erau din Parlament și eram demiși, inevitabil, asta înseamnă că își pierdeau mandatul și așa mai departe. Am înțeles, domnule Grosu, nu mai avem timp. Vă mulțumesc tare mult pentru participare. Vă aștept și cu alte ocazii la TVR Moldova. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Rămâneți cu TVR la ora 20, începe telejurnalul de la București. O seară frumoasă, să aveți sănătate tuturor! Copilul tău e curios? Auzi mereu numai de ce, de ce, de ce? Poți să te liniștești. Luni, răspunzi la orice întrebare are. Cu Grig, cel vesel, ne distrăm, iar cu Ioana experimentăm. Împreună învățăm și ne jucăm. Sâmbătă dimineață te trezești cu noi. La 1, 2, 3 și afli tot ce vrei. Dacă ai fost bolnav de COVID-19, după externare, este foarte important să te alimentezi corect pentru o recuperare rapidă.
Alege alimente sănătoase și consumă zilnic 3 porții de proteine, leguminoase, pește, ouă, carne sau altele. Include în regimul zilei și 3 porții de lactate, preferabil semi-degresate. Sporește aportul de vitamine și minerale, consumând zilnic 5 porții de legume și fructe de